mâna cea bună a lui Dumnezeu, fii cu Mihaela și casa ei frumoasă și dragă de la Torino și cu grupușorul Bisericii Emanuel. Mâna cea bună a lui Dumnezeu, fii cu clădirea care îmi spunea feciorul pe drum că se construiește pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. E așa de frumos să poți să spui mâna cea bună a lui Dumnezeu. Cine a ridicat biserica aceasta? E adevărat, prin oameni, dar în vir toate mâna cea bună. Amin. Gloria lui. Cine va da succes? Cine va ajuta să vă faceți școală? Să aveți familie? Să vă păzească de căderi, de rușini, de compromisuri, de divorțuri, de desfrâu, de o viață de drog, de ruină. Cine? Mâna cea bună a lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne călătorie fericită pentru noul an. Cu mâna ta cea bună condune. Și oamenii au ajuns la, așa cum spune Scriptura, la această călătorie fericită. Am ajuns, spune versetul 32, am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo, la Ierusalim. 3 zile ne-am odihnit. Veți ajunge în Ierusalimul Ceresc și nu vă veți odihni 3 zile, ci veți odihni o veșnicie a veșniciei. Doamne, avem nevoie de călătorie fericită. Nu o călătorie cu eșec în 2010. Nu o călătorie așa apatică. Nu o călătorie lipsită de roată, lipsită de frumusețe, de farmec ceresc, ci o călătorie cu adevărat fericită. Dărește-mi mie, Doamne, până când voi ancora în portul veșnicii și dăruiește-o fiecărui frate și soră din biserica ta de aici din Părticei. Amin. Amin. Eu am să vă cer iertare, frate și surori, că nu mai stau niciun lucru. Mâine trebuie să fiu fresh și poi mâine la fel și răspoi mâine și răspoi mâine și eu sunt total istoric. Și de aceea mă retrag imediat și îmi iau geanta și haina și mă întorc, dacă e voia Domnului, să ajung cu voia Domnului la odihnă în seara aceasta, la cumnatul meu, la gura umorului. De încheiere, vă salut cu versetul biblic care spune așa. În Deuteronom, capitolul 33, versetul 25. Deuteronom 33:25. Puterea ta să țină cât zilele tale. La oameni, la mulți, puterea nu l-a mai ținut cât zilele. Nu l-a mai ținut. Nu a mai ținut puterea rațională, nu a mai ținut puterea afectivă, nu a mai ținut puterea evolutivă a personalităților și ei au ajuns niște legume să mai. Eu vă doresc din toată inima puterea fiecăruia în parte să țină câte zile a hărăzit Dumnezeu pe pământ. Amin. Și să vă spun, la mulți ani e prea puțin. Noi nu dorim mulți ani. Eu vă spun să trăiți veșnic cu Dumnezeu care e veșnic. Amin. Mulțumim, o Tatăl nostru, pentru Fiul Tău iubit. 304. Da. 100. 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